Bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă emisiune Perfectul Simplu. Mă gândeam mai devreme să încep emisiunea din această seară așa. Știți că sunt aleși de-ai noștri sau persoane numite în funcții publice la cel mai înalt nivel care cam așa se exprimă atunci când trebuie să facă declarații, culmea, deci își pregătesc declarațiile și tot nu știu, nu pot să se exprime, ce să mai răspundă la întrebări. Dar am început frumos cu bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă emisiune Perfectul Simplu. Precum vedeți pe burtiera emisiunii, tema este greva din educație, suspendată sau naufragiată, cu semnul întrebării. Și voi răspunde tot eu la această întrebare. Îmi permit să am acest drept la opinie, chiar dacă sunt moderator. Poate unora li se va părea subiectiv răspunsul meu, dar îl voi argumenta pe parcursul emisiunii. Greva din educație, din învățământ, este naufragiată. Educația este în derivă. În această seară, la emisiunea Perfectul Simplu, în urma numeroaselor discuții, telefoane pe care le-am dat în stânga și în dreapta, atât în rândul dascălilor, greviști simpli, dacă pot să spun așa, telefoanelor pe care le-am avut și la care au binevoit să răspundă foarte greu cu liderii de sindicat, în această seară sunt eu și colegul meu Ovidiu Gherghina. Aș fi putut să pun și niște scaune goale, dar nu ne-am mai obosit, pentru că din diverse motive mai mult sau mai puțin obiective, răspunsul a fost nu putem veni la această emisiune. Lucrurile s-au mai calmat între timp, dar discuțiile au fost destul de agitate, mai ales, nu din partea mea, mai ales cu liderul de sindicat al învățământului preuniversitar din Olt, domnul Ionel Barbu, care a promis că va răspunde la telefon, că măcar poate intra prin telefon în această seară să răspundă unor întrebări. I-am spus așa domnului Barbu, a zis că este foarte obosit, că este bolnav și cred că este bolnav, dar am spus așa, domnule Barbu, dacă ați putut să faceți față negocierilor cu cei de la guvern, numeroaselor runde de negocieri cu cei de la guvern, nu puteți să veniți la emisiunea Perfectul Simplu să faceți față unor întrebări nu, și din partea mea, dar și din partea celor care au decis continuarea grevei și nu suspendarea ei. Pentru că la nivelul județului Olt, mai mult de jumătate dintre cei care au semnat pentru grevă, și vă vom da detalii pe parcursul emisiunii, pentru că nu toți membrii de sindicat au semnat pentru declanșarea grevei, îl las pe Ovidiu să vorbească și el, pentru că dă mereu din cap. Eu am venit foarte nervoasă la emisiune, pentru că aș fi vrut ca invitații să răspundă unor întrebări, atât cei care au semnat pentru continuarea grevei, cât și pe cei care au decis suspendarea grevei. Bună seara, Ovidiu, și îți mulțumesc pentru că eu sunt foarte nervoasă, să știi. Vă văd, vă încerc simt. Încerc să mă calmez în timpul emisiunii. Trebuia și trebuie să facem aceste emisiuni. Eu sunt foarte revoltată pentru că există tot mai puțină transparență și nu înțeleg de ce. Și vorbeam cu colegii mei mai devreme că atunci când am intrat în presă după Revoluție,
Transparența, adică aleșii și oamenii numiți în funcții publice răspundeau imediat invitațiilor presei și atunci sindicatele erau ceea ce ar Fi fi tre trebuit să ceea fie. ce trebuiau să fie și ceea ce ar trebui să fie și astăzi. Încă o dată îți mulțumesc, Ovidiu, pentru că ai acceptat invitația la această emisiune și te-am invitat pe tine pentru că ești un om care ai în domeniile tale de jurnalistice domeniul educației. Ai fost și la colegul Ionuț Jivcu, ați vorbit și atunci despre ceea ce se întâmplă. Între timp, în 2 zile lucrurile s-au schimbat, din Da. punctul meu de vedere, nu în bine, ci în rău. Și am să argumentez de ce țin la această opinie. Mă gândeam dacă să susțin opinia că greva și educația este naufragiată, pentru că tocmai când mă pregăteam să vin la emisiune, doamna ministru Ligia Deca. De la nave. Deci trebuie să specificăm naufragiată și pentru că doamna Ligia vine tot de la nave. Naufragiate, mai mult sau mai puțin. Tocmai fusese interpelată pentru numirea Într-un nou cabinet? ca nou, vechi și nou ministru al educației, a fost întrebată, mi-am notat după ce am auzit-o, pentru că eu am rămas cu gura căscată și vreau Da. să... cred că nu am înțeles eu bine, dar o să-mi spui și tu ce ai înțeles. Când a fost întrebată despre majorarea salariilor promisă de guvern și care le-a închis gura sindicaliștilor, a fost așa că va fi o abordare generică a măririi salariilor. În viitoarea lege a salarizării vreau să văd o abordare motivantă. Ovidiu, ce înțelegi tu prin abordare generică a măririi salariilor și bineînțeles că se referă la salariile din Din educație? educație. Ce să se înțeleagă? Se înțelege exact realitatea din teren. Pentru că sunt ferm convins că această mărire salarială, am spus-o și luni, o repet și o voi repeta mereu, această mărire salarială nu se va face în aceleași condiții în care a fost negociată sau în aceleași condiții în care a fost cerută. Se va face tot după cum va dori guvernul, după cum va dori ministrul educației, ministrul finanțelor, cei care sunt ordonatorii, până la urmă, de finanțări pe acest sector. Deci doar cu titlu, pentru că așa cum discutam și înainte cu dumneavoastră, înainte de emisiune, majorarea profesorilor este trecută doar în nota de fundamentare. Notă de fundamentare care nu poate fi atacată de sindicaliști, dar dacă era trecută în ordonanța de urgență, sau poate că lucrurile între timp s-au schimbat pentru că lucrurile sunt În în continuă timp real, schimbare, da. în timp real. Este posibil ca noi pe parcursul emisiunii să facem niște afirmații pe care le puteți considera greșite, dar sunt afirmații care sunt legate de ceea ce știm la momentul când am intrat în În emisiune. emisiune, corect. Da, deci ordonanța de urgență a guvernului poate fi atacată, Da. dar nota de fundamentare nu poate fi atacată. A fost trecută cumva, știi ceva? Tu ești Ei s-au chiar la luptat, zi da, ei s-au cu luptat informațiile. într-adevăr, s-au luptat în ultimul weekend de grevă, deci vorbesc de vinerea trecută, sâmbătă, duminică și lunea al arterii. S-au luptat pentru modificarea acestei stipulații din nota de fundamentare în textul de lege, în textul ordonanței de urgență. Au ajuns la un acord verbal până luni, moment în care au suspendat greva. Urmează, așa cum au spus și liderii de sindicat, că aceste negocieri vor continua. Continuarea negocierilor pe tema grevei din educație, eu mă gândesc că pe acest lucru se va face. Pe introducerea în textul normativ a cerințelor care erau trecute inițial în nota de fundamentare.
Bine, argumentul liderilor de sindicat Nistor și Hâncescu de la nivel național, am văzut că domnul Hader nu a mai venit, a fost că erau foarte nervoși acești lideri de sindicat la anunțul că greva este suspendată și la întrebările repetate ale presei argumentau că subliniau faptul că greva este suspendată și că poate fi reluată oricând. Adică mă gândesc că reluată când? Odată cu începerea noului an școlar? Că pe perioada vacanței mă gândesc că toată lumea este în vacanță. Și oricum nu o să-i bage nimeni în seamă. Și îmi permit să spun că nu au venit în această seară reprezentanții greviștilor care au semnat și care au fost foarte vehemenți în continuarea și nu în suspendarea grevei, pentru că li s-a pus pumnul în gură. Pur și simplu li s-a pus pumnul în gură. Între timp eu o să caut niște comentarii, niște dialoguri, niște mesaje care au fost pe grupuri. Nu o să citez numele. Nu o să spun numele pentru că nu mi s-a permis. În schimb o să spun ce mi-a... Am stat de vorbă cu viceliderul de sindicat, domnul profesor de matematică Florin Năsui, care mi-a spus că nu poate veni. Într-adevăr l-am invitat astăzi de dimineață, eu tot încercând să aduc pe cineva de la sindicat. Și dânsul a spus că pot să îl citez. Iată ce spune un director de școală, de liceu, de colegiu. Imediat. Spune cineva. Eu zic să întrebăm un jurist avocat dacă liderii naționali au semnat suspendarea grevei pe plan local, județ, unitate de învățământ, ea poate continua? Da, nu. Dacă da, ce e de făcut? Întreabă un grevist. Și răspunde directorul. Nu este nimic de întrebat. Cum greva este momentan suspendată, de mâine revenim la ore. Transmiteți pe grupurile elevilor și părinților că revenim la școală. Avem de încheiat mediile la clasele a 12-a și a 8-a în 2 zile și avem 3 zile pentru celelalte clase. Vă propun să discutăm mâine cum încheiem mediile la purtare. Știu dialogul, luni avem știu evaluarea națională, trebuie să avem mediile încheiate pentru a finaliza înscrierea elevilor în aplicație. La fel și clasa a 12-a. Între timp am primit și un mesaj de la domnul Barbu, văd că se uită la emisiune, o să-l deschid. Cum comentezi acest dialog? Teoretic mi se pare normal, pentru că în conversația menționată de dumneavoastră avem cele două tabere, unul din tabăra greviștilor și unul din partea celor care nu au avut voie, nu că nu au putut, nu au vrut să facă grevă. Pentru că directorii, așa cum știm, nu au fost lăsați să facă, să participe la această grevă. De ce? Pentru că sunt numiți politic? Ei sunt pe concurs acum. Sunt patronat, nu? Cum ar veni? Da, da. Ei sunt pe concurs. Foarte puține școli mai sunt cu director numit cu politic și mai mult prin mediul rural. La Slatina, vă spun eu că toți sunt pe concurs. Dar mie mi se pare teoretic normal. Directorul trebuie să pună în aplicare ceea ce se dă pe filieră ierarhică de la minister, inspectorat și apoi unitate de învățământ. Și automat semnalul era ca de marți să se înceapă orele pentru că sunt 3 zile la dispoziție în care trebuie încheiate mediile la 8-a, 12-a, înscrierea lor la examenele naționale și apoi și încheierea anului școlar pentru celelalte clase. Mai ales că vorbim și de gimnaziu și de liceu în speța pe care ați menționat-o, domnule. Acum vehemența profesorilor eu nu o mai înțeleg și nu sunt de acord cu ea, cea de după ieșirea din grevă, pentru că să mă scuzați, ei sunt cei care au numit acești lideri de sindicat, ei sunt cei care i-au susținut de atâția ani, pentru că în foarte multe județe sunt lideri sindicat. Cred că de când eram eu în școala generală, din 2000... Adică tu consideri că liderii de sindicat au făcut un compromis? Da. Și mi-asum. Care este acela?
nu prea pot să-l demonstrez, dar sunt foarte ferm convins că e un compromis mai mult politic decât profesional. V-am spus la început că o să vă dau și câteva informații despre, și sunt foarte importante aceste procente, să știți. La nivelul județului Olt sunt 4.049 de membri de sindicat, membri ai Sindicatului Învățământului Preuniversitar. Au semnat pentru declanșarea grevei 2.639, adică 65,17%. Când li s-a cerut opinia privind continuarea grevei, 58,2% au semnat că da, pentru continuarea grevei. Și eu am și o listă cu județele. Eu nu știu cum le-a dat lor procentul de sub 50%, pentru că liderii de sindicat de la nivel național au spus că greva a pornit din cancelarii și decizia este luată în cancelarii, adică de către profesori. Nu știu cum le-a dat procentul de sub 50% la nivel național, adică de suspendarea grevei. Cred că s-au spălat pe mâini ca Pilat din Pont, exact, liderii de sindicat, pentru că, de exemplu, citez aici niște cifre, niște procente cu, ale celor care au semnat pentru continuarea grevei. Suceava, 83%, Gorj, 64,55%, Mehedinți, 86%, București, 75%, Covasna, 86%, Cluj, 73%, Galați, 62%, Prahova, 59,54%, Brăila, 52,31%, Argeș, 70,55%, Maramureș, 70%, Sibiu, 62%, Buzău, din cadrul Federației Educației Naționale, 54%, Arad, 61,4%, Satu Mare, 68%, Sălaj, 77,33%, Sibiu, am mai avut parcă Sibiu. Da, este trecut de două ori în acea listă. Hunedoara, 75,33%, Iași, 80%, Vrancea, 75,45%, Dâmbovița, 42%, iată mai puțin, nu știu de ce e trecut aici, Bistrița, Năsăud, 63%, Neamț, 70,63% și Bistrița, FSLI, 64%. Plus Oltul, care nu este trecut la, în acea listă, care este 58,2%. Da, am spus de 58,2%. Iată că sunt procente peste 50%, doar un singur județ ați menționat sub acel prag de 50%. Orice medie ai face, și aritmetică, și geometrică, și orice medie ai putea să inventezi din punct de vedere matematic, nu-ți dă sub 50%, sub acel prag. Poate să ne lămurească domnul Barbu, pentru că am avut și o discuție, am discutat mai multe lucruri și poate o să reușim să intrăm cu dânsul în direct. O să încerc de aici, de pe telefonul meu, direct din studio. Sper să se înțeleagă ce o să spună. De ce această vehemență a mea, a noastră? Noi trebuie să păstrăm un echilibru, Ovidiu, da? Da, da, într-adevăr. Dar de ce sunt așa pornită? Pentru că trebuie să argumentez. Și eu la fel ca dumneavoastră. Pentru că greva a început în forță și timp de două săptămâni, în a treia săptămână lucrurile au început să se dilueze oarecum, adică s-a simțit cumva, nu neapărat la nivel declarativ. Nu cedăm, nu cedăm. A fost o masă mare de oameni, au venit din, au mers din toată țara, da. Unii abia mergând, pe căldură, pe, au fost acolo, au fost susținuți de părinți, au fost susținuți de elevi. Mi da? Se aduceau apă pe traseu. Apă, chiar ceva dulciuri, da. Sandvișuri, și au spus nu cedăm. Au cerut, inițial, profesorii au fost judecați, poate chiar condamnați, pentru că se spunea, dom'le, ăștia ies în stradă doar să ceară măriri de salarii. Nu. Printre revendicări a fost și cea a majorării finanțării educației din produsul intern brut, pentru că se tot vorbește de majorarea 6%. La 6%, bineînțeles că nu s-a atins niciodată această majorare. Iar în ultimii ani a scăzut. Și de asta sunt așa părinte, adică pot să intuiesc și oamenii, sunt oameni cu care am vorbit și care sunt foarte nemulțumiți și de aia am spus, nu pot să dau nume
În această seară voi spune doar ce mi-a spus domnul Năsui, atât, care mi-a permis să-l citez și care a spus așa. Cred că ai discutat și tu cu domnul profesor Năsui. Nu. Nu, n-ai discutat. Pentru eu am că... discutat și dânsul mi-a spus așa, zic, domnul Năsui, știu că dumneavoastră sunteți pentru continuarea grevei. Și a spus, la început am fost pentru continuarea grevei. Dar între timp, adică într-un foarte scurt timp, am considerat că s-a luat cea mai bună decizie cu suspendarea grevei. Și eu acolo aș întreba, și mă scuzați că vă întrerup, l-aș întreba pe acest... Te rog să mă întrerup de câte ori. L-aș întreba pe acest domn Năsui, de ce, și îmi asum ceea ce spun, de ce în primele două săptămâni de grevă făcea presiuni în cancelaria școlii gimnaziale numărul 3 asupra profesorilor care nu au fost în grevă, pentru că școala numărul 3 din Slatina a fost un caz atipic. Procentul de greviști la școala gimnazială numărul 3 a fost sub prag, a fost de 30 și ceva la sută, nu mai mi-aduc aminte numărul. Foarte multe ore s-au ținut acolo. Și cei care au fost în grevă și unul dintre oamenii vehemenți din acea cancelarie a fost domnul Năsui, care tot făcea presiune asupra colegilor. De ce acum domnul Năsui a schimbat tabăra? Nu știu neapărat dacă a schimbat tabăra. Eu o să spun ce mi-a spus. Nu este de acord totuși că s-au schimbat regulile în timpul jocului. Iată ce a declarat dânsul. Nu este de acord nici cu faptul că contractele sunt suspendate retroactiv cu data de 22 mai, adică pe perioada grevei, profesorii care s-au aflat în grevă nu își primesc salariile. Normal. Cu toate că ordinul a fost dat, nu știu, parcă pe 24 sau 25 mai, deci așa a spus. Da. Că recuperarea materiei o face fiecare cum vrea și că, de exemplu, la școala 3, unde dumnealui este profesor, nu s-a decis recuperarea orelor până la finalizarea anului de învățământ, adică poimâine. Oricum, toată lumea spune că poimâine vor fi sărbări, deci nu exact. Se mai face nimic. Pentru că în această situație, în situația în care nu se recuperează orele, trebuie să spunem, până la finalul acestui an de învățământ, profesorii nu sunt plătiți. Da. Și unii spun că recuperarea orelor se va face la începutul anului școlar viitor, ceea ce, din punctul meu de vedere, este absurd. Din punctul tău de vedere, cum este? Nu este absurd, pentru că avem 3 săptămâni de materie. Adică o facem doar pentru... o facem la nivel formal sau cum? Nu, tocmai dacă s-ar fi încercat recuperarea 3 săptămâni de materie pierdută în 3 zile, am fi făcut-o doar de dragul de a spune că am face-o. Așa, la începutul anului școlar următor, sunt acele 2 săptămâni de recapitulare a materiei, pe care, să fim serioși, putem să o trecem ușor cu vederea și măcar să facem ceva în folosul copiilor, pentru că luăm cazul celor care termină acum clasa a 7-a. Ei au 3 săptămâni de goluri de materie, materie pentru examenul național, de evaluare națională. Intră în clasa a 8-a cu acel gol de materie și este mai bine să îl recuperezi la început, pas cu pas. Că în 2 săptămâni poți recupera 3 săptămâni de pauză, dar în 3 zile să recuperezi atâtea goluri de materie, mie mi s-ar fi părut o bătaie de joc. Oricum, nu s-ar fi putut face pe repede înainte, dar eu zic că este o bătaie de joc și așa și așa. Oricum, învățământul a ajuns o bătaie de joc. L-am întrebat pe domnul Năsui cum e cu analfabetismul funcțional, pentru că, oameni buni, îi respect și îi apreciez pe cei din învățământ care își fac meseria. Dar întreb, dacă oficial s-a constatat că peste 80% dintre absolvenții învățământului românesc sunt analfabeți funcționali, și când spun peste 80% nu greșesc deloc, pot să mă apuc acum să caut și o să caut până vorbește Ovidiu, să vă spun chiar sursele oficiale. România este chiar
Adică în ultimii 2 ani România a ajuns chiar în urma Bulgariei, adică pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește Analfabetismul. analfabetismul funcțional, adică peste 40% nu înțeleg nimic dintr-o propoziție sau o frază, iar alții puțin peste 40% nu pot să ducă până la capăt un text și nu înțeleg nimic din acel text. Păi, acești peste 80% nu sunt produsul învățământului românesc, produsul școlii din Ba da, România? ba da. Și Și întreb așa, și întrebarea rămâne în aer. Poate o să ne răspundă domnul Barbu sau cine o mai veni, dacă o mai veni cineva pe la emisiunile noastre, Ovidiu, că nici la tine nu mai vor să vină, nici la mine nu mai vor să păi vină. de. Dacă se măresc salariile și dacă prin absurd se mărește alocarea financiară la 6% din produsul intern brut, va scădea analfabetismul funcțional? Ovidiu, tu ce crezi? Cine ne garantează asta? Pentru că Sau în cât timp o să scadă? De cât timp va fi nevoie? nu se poate știe, nu se poate cunoaște în cât timp. Cred că singura modalitate prin care am putea scăpa de acest analfabetism funcțional este eliminarea profesorilor slabi din sistem. Cum? Eliminarea profesorilor slabi din sistem. Cum? Acum, evaluări periodice, strictețe și fără jocuri de culise. Am spus-o. Adică Să să înțeleg înțeleagă. că ar trebui să se facă contracte pe perioadă determinată, Corect. că Evaluări. evaluări se fac. Din câte știu, se fac evaluări. Din pix. Eu știu că se fac. Vă spun eu, din pix. Dau examene. Nu. Învață tot timpul, e casa corpului didactic, sunt metodiști, se fac cursuri, Pe se Zoom. iau credite, se iau. Da, se fac cursuri pe Zoom, întâlniri, se fac niște prezentări PowerPoint pe care le trimit cursanților ca să răspundă la chestionarul final. Da, așa se face evaluarea în România noastră. Într-adevăr. Și după aia ne mirăm de ce avem în sistemul nostru, că am avut o discuție în contradictoriu cu domnul Marius Bălașa, profesor la liceul cu program sportiv. Și eu eram ofuscat pe acești oameni care sunt în sistem și în județul Olt, mai ales în mediul rural, care intră pe locurile de suplinitori cu note de 2 la titularizare, cu note de 3. Sunt oameni care intră în sistem ca necalificați. Deci educația a ajuns să aibă în sistem oameni necalificați. Și acești De oameni genul primesc, Hello Kitty? da, și acești oameni primesc același salariu ca un cadru didactic care a învățat pe bună dreptate și a reușit să ia o notă de trecere, acel 7 de care are nevoie un profesor pentru a intra în sistem. Când vor dispărea aceste specimene de profesori, atunci ne vom gândi și noi că poate există o speranță. Și iată că m-ai adus unde voiam să ajung, cu la legile educației. Crezi că prin noile legi ale educației, și vorbim despre legile educației pentru că este o lege pentru învățământul preuniversitar și o lege pentru învățământul universitar, Universitar. crezi că legile educației vor rezolva această situație? Și îți spun ce mi-a mai spus domnul Năsui, pe care l-am întrebat ce părere are despre legile educației. Și mi-a spus așa: la noi se face ceea ce la alții s-a dovedit o greșeală. De exemplu, s-a scos matematica de la bacalaureat, ceea ce va fi o consecință a imposibilității elevului de a gândi logic. Nu, domnul Crezi că Năsui. domnul Năsui doar îi susține materia pe care o Materia pe care o predă? predă. Da, domnul Năsui are și partea Eu sunt de dumnealui de acord cu dreptate. dumnealui. Da, într-adevăr, numai că nu a fost eliminată de la BAC. Nu trebuie să trebuie să informăm oamenii corect. Nu știu, Matematica dânsul nu a. așa mi-a spus. Exact, într-un mod destul de tendențios, tocmai pentru a-și apărea materia. Nu este scoasă de la BAC. Într-adevăr, este băgată la oaltă cu științele exacte. Deci vom a. La alegere? Nu. Deci va fi un examen, proba 1 va rămâne la limba română, proba 2 va fi la științe. Științe ce înseamnă? Un test sumativ din toate cele patru materii de științe exacte: matematică, Fizică, chimie, fizică, biologie. chimie, biologie.
Sau și... nu știu dacă... Da. Deci așa va fi conturată în România educată, va fi conturat bacalaureatul, prin cele patru materii denumite științe. Și în legătură cu analfabetismul funcțional, că am întrebat, domne, sunteți dascăl, ce faceți? Că îi scoateți pe unii care habar n-au, nu știu nimic și treceți clasa și iau și diplome și mai fac și o facultate și mai fac și un master și mai fac și un doctorat. Și de-aia și ne uităm cruciși. Știi ce mi-a spus? Că finanțarea se face per capita. Deci pe elev, pe cap de elev. Astfel încât există presiunea șefilor din învățământ de a nu lăsa corigenți și repetenți, pentru că nu am avut discuția doar cu domnul Năsui, am avut de-a lungul timpului discuția asta cu mulți dascăli și le spuneam, îmi permiteam să le spun asta, băi, oameni buni, dar îi treceți clasa pe aia și habar nu au. Chiar când eu am fost angajator, au venit unii care nu știau să pună virgulă, puneau între subiect și predicat și la final scriau cu literă mică la începutul propoziției. Le-am spus să facă un eseu și n-au știut ce înseamnă eseu, nu puneau punct la finalul propoziției. Și aveau diplomă de facultate. Deci, așa a ajuns învățământul. Și îmi spuneau, zice, păi e o presiune. Unii abia intraseră în învățământ și îmi spuneau, o să las repetenți, o să vezi ce o să fac eu. La finalul anului zi, mai lăsa vreun corigent, vreun repetent și a zis, nu, de ce? Păi dar nu pot. Nu pot că se desfințează clase, se desfințează norme, se desfințează nu știu ce. Da, așa este. Fenomenul este... Discutăm cu cărțile pe masă, Ovidiu. Da, din păcate discutăm noi între noi. Asta este situația. Suntem singurii care... Și mai este dictatura părinților. Domnul Năsui mi-a spus. Da. Dictatura părinților. Zice, păi cum? Zice, în 1990, când a intrat la catedră domnul Năsui, exista respectul... Față de profesor. De dascăl. În 33 de ani lucrurile s-au schimbat radical. Adică vin părinți, bunici și bat cu pumnul în masă și iau la rost profesorul în fața copilului. Exact. Copiilor. De ce? Copiilor, da? Da, aici sunt de acord cu domnul Dănsu în totalitate și eu în cadrul emisiunilor mele am ridicat această problemă. Părinții au început să se bage mult prea mult în viața școlii, de fapt în meseria profesorului. Parcă acum părintele îl învață pe profesor cum să-și facă treaba. Păi deci, da, sunt unii care știu și medicină, știu... Poate nu, fac și operații pe creier până la urmă. Nu ne pricepem noi la toate, deci așa, din păcate, așa a ajuns învățământul și legile sunt de vină aici. Legile sunt de vină, pentru că legile actuale nu protejează dascălul în niciun fel, în fața părintelui, în fața elevului. Nici noile legi ale educației? Nu prea. De ce? Eu nu am apucat, sunt vreo 200 de, aproape 200 de pagini. Să vă dau un singur exemplu. Nu am apucat să le parcurg, promit să le citesc cu atenție. Vă dau un singur exemplu care vă va șoca. Potrivit draftului inițial, și vă spun toată povestea, potrivit draftului inițial al legii educației pentru învățământul preuniversitar, elevii nu mai aveau voie să fie exmatriculați din școală, nici măcar pe acum probleme disciplinare. Acum pot fi exmatriculați, dar când? După ce s-a excepționale. Nu. După ce s-a întâmplat acea tragedie cu profesorul care a fost bătut și a fost un întreg scandal media, doar după ce... I-a pus cuțitul la gât elevul profesoarei. Exact. Doar după ce părinții au... strigat în gura mare că pe copiii noștri sunt în pericol după ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii când a intrat acel elev cu arma și a tras în stânga și în dreapta. Deci doar după ce se întâmplă niște tragedii. Până atunci legea educației nu mai proteja profesorul în nici o formă. Mai avem, cred că 5 minute, Florin, până la pauză. Nu poate să ne dea dacă două ore. Barbu, nu, păi nu mai avem timp. În partea a doua emisiunii o să-l sun pe domnul Barbu pentru că vom mai avea aproximativ 15 minute la dispoziție.
Dar aș vrea să te întreb dacă tu știi procentul profesorilor care dau meditații, care s-au înscris la finanțe să plătească. Știi cumva? Mie mi-a scăpat acest Cred lucru. că e sub 2%. Și din punctul tău de vedere, cam câți dau meditații? Crezi că după majorare, această majorare salarială, pentru că trebuie să spun, adică sunt pornită, dar trebuie să iau și apărarea dascălilor. Domnule, salariile sunt de mizerie. Da, într-adevăr. Salariile sunt de mizerie. Din acest motiv, oamenii care ar merita să fie la catedră, să-i formeze pe viitorii Oameni ai oameni ai, societății. da, viitorii adulți, care vor lua decizii Cum fac cei de acum? capitale pentru noi toți, nu-i intră în învățământ pentru că salariile sunt de mizerie. Am Așa înțeles că după este. majorările salariale, un debutant va primi net 4.600 de lei, ceva de genul acesta. Așa am citit acum o informație, exact când se înceapă emisiunea, am intrat repede și așa spunea domnul Budăi. Nu știu, poate brut. Nu, net, așa spunea. O să caut în pauza publicitară și o să vedem dacă informația este corectă sau nu. Știu că o să-mi atrag ura Fenomenul multora. meditațiilor, ca să vă Domne, să pentru atrag și că eu de ce această nu se ură. mărește la apărare s-a putut mări. De ce nu se mărește în educație, care este baza, de aici pornește totul, Da. cu educația. Dacă avem educație, avem grijă și de sănătate și de Justiție și justiție de și de apărare și de absolut absolut tot. orice. Da. Pentru că ne furăm căciula singuri. Da, într-adevăr. Gaură, se vorbește despre o gaură de 20 de miliarde și nu vor fi bani pentru majorarea salariilor Nu. profesorilor. Și nici pe Sunteți și NRU dumneavoastră nu. conștienți de acest lucru. Știți foarte bine. O să reluați greva și nu o să obțineți aproape nimic. Așa Ca este. acum, pentru că ați făcut grevă de foarte multe ori. Ați ieșit în stradă, nu numai grevă la Așa catedră. este. Se spune că România se va împrumuta pentru salarii. Și cine va plăti acest împrumut? Noi. Și Da, și generațiile următoare. Și ne furăm singur ne căciula. furăm singur căciula. Da, într-adevăr. Și fenomenul meditațiilor, ca să vă răspund și la această întrebare, că nu-mi place să o las în aer, nu va dispărea și o spun asumat. Dom'le, nici nu trebuie să Meditația. deci eu sunt pe... nu sunt Eu nu împotriva sunt. Eu meditațiilor. Nu, sunt. nu sunt. Trebuie să înțelegem meditația în forma ei corectă. Pentru Deci mine. noi avem școală publică. Da. Școala publică este de un anumit nivel. Vreau un nivel ridicat sau foarte ridicat, mă duc la o școală privată. Deci învățământul în mod normal ar trebui să fie pentru toată lumea, de un nivel mediu, să zic, Mediu, da? corect. Deci cei cu bani pot să obțină asta, să meargă să-și ducă copilul la o școală privată, da? Corect. Dar cine își permite? Cât își permit? Foarte puțin. Da, meditația este pentru mine și eu atunci aș înțelege-o, procesul prin care copilul aprofundează informațiile de la clasă, adică vrea să se ridice. Dar în România noastră, în slatina noastră, în oltul nostru, meditația în cele mai multe cazuri este înțelegerea orei de la clasă, materiei de la clasă. Ori cu asta Bun, nu sunt de deci acord ai deloc. spus exact ce trebuie, Asta este cum stau marea lucrurile. afacere și marea mizerie din educația noastră. Meditația nu este rea, dar este Dar implementată, de ce? Pentru practicată că prost. elevii nu sunt, adică își pot permite să vină cu telefoanele, să-și bată joc de profesori sau profesorii nu sunt pregătiți. De ce? De Păi fac ce? cu același profesor de la clasă, iertați-mă. Dar numai că profesorii, unii dintre ei, că nu vreau să îi acuz pe toți, dar cei care practică acest lucru au prins această șmecherie, ca să o dăm și pe limbajul lor, și profită. Le dau note de 6-7 la clasă, le spun părinților că, vai, Le-a zis copilul... niște acuzații foarte grave Da, acum. sunt, da, și eu sunt foarte asumat pentru că cunosc cazuri Ai fost și concrete. tu elev. Nu am făcut meditații. Pentru că nu am acceptat așa ceva și uite că școala m-a reușit să mă țină la un nivel avansat.
le dau note mici, le spun părinților că, vai, el trebuie să le recupereze, potențial are, dar trebuie lucrat mai mult cu el individual. Se merge pe latura asta sentimentală. Și automat că părintele... Știi că meditații se dădeau și pe vremea lui Ceaușescu. Da, dar pentru ce? Pentru aprofundare, pentru ridicarea nivelului de cunoștințe. Nu ca acum. Și automat, părintele, când profesorul îi spune... Sau pentru o evaluare măcar, da. Da, când profesorul îi spune că trebuie lucrat mai mult individual cu el, că el poate și e păcat să piardă pe drum. Automat că părintele, pentru binele copilului, își duce copilul la meditație. Și dă 70 de lei pe meditație. 2 ore. Într-o clasă cu 20 de copii. Înainte de a lua publicitate, pentru că Florin îmi spune că trebuie să luăm publicitate, spun că și aceste meditații, adică nu faci performanță dacă nu ești plătit cum trebuie. Da, corect. La catedră. Corect. Corect? Corect. Adică te-ai luptat în permanență, că s-au făcut greve. Și vreo 20 ceva de miniștri. Și au zis, lasă-i bă pe aia, că le dăm în continuare cât vrem noi, că... Compromisul. Asta e. Arta compromisului. Luăm publicitate și revenim. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am revenit la emisiunea Perfectul Simplu, în direct. Suntem în studioul Olt TV, nu cu greviști, nu cu lideri de sindicat din învățământ. Sunt cu colegul meu, care e specialist pe educație, printre altele, Ovidiu Gherghina, care are și vinerea ora de educație. Ce faci la emisiunea de săptămâna asta, de vineri? Tot despre grevă vorbești? Nu, pentru că profesorii pe care am vrut să-i chem de-a lungul celor 3 săptămâni de grevă nu au fost lăsați de către liderii de sindicat să apară pe post. Și am făcut în timpul grevei doar o singură emisiune pe tema de grevă cu reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Olt. Realitate. Asta e realitatea. Iată pe care că trebuie să o spunem amândoi. Între timp încerc să-l sun pe domnul Barbu, da? Să da, vedem, mamă, dacă răspunde. Se aude? Alo? Da? Bună seara, domnul președinte Barbu. Sărbună, doamna Elena. Vă uitați la emisiune? Da, o să dau televizorul înainte, da? Vă rog frumos, vă auziți perfect, să știți. Am făcut o improvizație, dar situația este de așa natură. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns. Ce faceți? Vă simțiți mai bine? Da, mă simt puțin mai bine. Dar să știți că nu mi-a plăcut absolut deloc modul cum ați prezentat, pentru că, așa cum știți, poți să vorbești de starea de sănătate a unui cetățean conform legii numai atunci când ai acordul persoanei. Dacă tot ați vorbit, da, este vorba de un sindrom post-COVID, așa, pe care îl tratezi, el apare periodic. Dar nu v-am criticat și nici n-am spus că ați avut COVID. Dar nu mi se pare elegant, mai ales că este pentru prima dată, doamna Elena, când n-am putut să răspund unei invitații. Deci, în domnul Barbu, deciziile care s-au scurs. Ați venit la emisiune foarte rar. Emisiunea, dar să nu uit, pentru că și domnul Ovidiu a prezentat niște lucruri total de documentat și am să le iau pe rând. Unu. Numai puțin, vă rog frumos. Da. În primul rând că n-am spus că ați avut COVID, nu am spus acest lucru, o să că mă uit. Bolnav. Acum că ești bolnav, ai ceva. Da, că sunteți bolnav. N-am spus de... eu am spus-o... Să trecem, doamna Elena, peste ca să nu epuizăm timpul de emisie. Pentru că sunt foarte multe lucruri, de aceea vreau să vă spun că
Numai puțin, numai puțin, domnul Barbu, ați, domnul Barbu, numai puțin, ați venit de-a lungul numeroșilor ani, nu de câte ori v-am invitat. Și au fost situații când nu ați răspuns săptămâni sau chiar luni de zile la telefon, ca să lămurim lucrurile. Ați venit foarte rar. Nu atunci, când neapărat când erau niște situații care necesitau niște lămuriri din partea dumneavoastră și v-am chemat cu bună credință, să știți. Și acum vă ascultăm. Istoric, o să știți, ultima invitație pe care mi-ați făcut-o a fost atunci când a fost lansat programul, deci PNRR-ul, participând la lansare la Parlament, știu că atunci a fost ultima invitație. Dar mă rog, sunt afirmațiile dumneavoastră și sunt răspunsurile mele. Sigur. Dar dacă tot m-ați invitat, atunci dați-mi voie ca să fac niște clarificări. Deci este vorba, în primul rând, de cele patru chestiuni pe care mi le-am notat spuse de domnul Ovidiu. Deci necalificații, deci nu au același salariu al calificațiilor, pentru că un necalificat nu poate promova în carieră. Deci necalificații rămân salarizați numai pe vechimea în învățământ, pe orizontal. Deci nu se poate vorbi de vechime în învățământ, nu se poate vorbi de grade didactice în cadrul necalificației. Numai puțin, dar Ovidiu nu s-a referit, Ovidiu s-a referit la faptul că în învățământ intră necalificații. Și din acest motiv, calitatea învățământului lasă de dorit. Bun. Mi-am notat. Domnul Ovidiu a spus foarte clar că există foarte mulți necalificați care au acelea salarii cu calificații. Cu debutanții. Cu debutanții. Dar nu sunt... Da? Haideți, lăsați treaba asta cu boala, că nu mai insistați, vă rog frumos. Adică? Vreți să vă dau, păi, sunt convinsă că sunteți și chiar îmi pare rău de acest lucru. Înseamnă că nu respectați. Ba, vă respect foarte mult. Vă rog foarte mult. Deci dacă vreți să faceți o emisiune în bășcălie, este treaba dumneavoastră. Pentru că chiar nu pot să rezist unei astfel de situații. Ori ne lăsați să vorbim. Pentru că a vorbit foarte urât la adresa colegilor mei lideri, în sensul că nu a lăsat ca colegi. Cine există liderul de la SIPOL, care nu a lăsat un cadru didactic să vină într-o emisiune? Doamne ferește! De asemenea, la școala 3, iarăși, domnul Ovidiu nu este informat, acolo există două sindicate, sindicatul nostru unde este domnul Silviu Pârvu, domnul Năsui nu este lider, acolo este vicepreședinte al sindicatului județean și mai există un sindicat SIFEN, care n-a făcut grevă, unde este lider doamna Giorgeta Cârstea. Trebuie informat. Deci un ziarist trebuie să se documenteze. Deci nu este vorba de sindicatul nostru care nu a făcut grevă. Este SIPFEN. Am înțeles. Noi ne reprezentăm în momentul de față în jur de 80% din salariați. Mai există alte sindicate, este adevărat, mărunte, se numește SIPFEN, se numește Tascăl, este un mini-sindicat pe la Balș, unul pe la Caracă, unul pe la Corabia. Eu nu am auzit vreodată ca presa sau, mă rog, postul dumneavoastră să invite un lider de la acest sindicat, da? Domnul Chiosan a fost bolnav când am vrut să-l invit pe dumnealui. Poftiți? Domnul Chiosan a invocat motive medicale când am... Și dumnealui probleme de sănătate. Și l-am înțeles. Vă ascult în continuare. A spus că v-ați notat mai multe... calificații, da? După aceea, în legătură cu ultimul text al ordonanței 57, recomand să citească deci articolul 3 roman. Deci, înainte de ultima centralizare a rezultatelor, știți foarte bine că guvernul nu acceptase în corpul ordonanței să treacă acel principiu, și anume că profesorul debutant cu studii superioare să aibă salariul mediu brut pe economie, iar grila după aceea să fie ierarhizată în funcție de nivelul studiilor, în funcție de gradul didactic și de vechimea în învățământ. Uitați și citiți cu atenție că există. De asemenea, nu exista prevederea că începând la începutul anului viitor, la 1 ianuarie 2024, salariații din învățământ vor beneficia de o creștere de 50%. Deci astea sunt adevărul. Sunt 50% au... din ce? Din majorarea promisă? Puțin. Să vă întreb, ați auzit ce a spus doamna Ligia Deca în seara asta după ce a fost audiată în Parlament? Ați auzit? Deci, va fi o abordare generică a măririi salariilor. Dumneavoastră ce înțelegeți din asta? Deci, a salariilor din învățământ. Știm ce am discutat noi, doamna... Eu vă spun ce a declarat doamna ministru. Nu este de specialistă
deci bănuiesc nici în probleme de negocieri și așa mai departe. Este ministrul educației, domnul Barbu. Și am primit deja invitația că imediat după investirea guvernului vom începe discuțiile cu reprezentanții noului guvern pentru finalizarea grilei. De altfel, noi grila o avem negociată cu reprezentanții ministerului încă din decembrie și a fost depusă în luna februarie la Ministerul Muncii. Deci o parte din acea grilă, deci a produs efecte sau va produce efecte, deci începând cu 1 iunie, da, după acea grilă pe care a apărut în monitorul oficial și pe care mi-a trimis-o pe WhatsApp. Da, exact aceea este și exact la articolul 3, exact ce spunea domnul Vitu, în sensul că a fost în preambul și n-a fost acceptat și după va fi acceptat. Nu, a fost acceptat, este în corpul ordonanței la articolul 3 roman. Domnul Barbu, am niște întrebări. De ce ați suspendat greva? Pentru că la nivel național, deci procentul a fost sub 50%. Ori am văzut că ați prezentat, sigur, pe Facebook sunt fel și fel de date, fel și fel de procente. Deci la ultima, luăm situația de la OL. Deci noi, Snovac, când pleci la grevă, pleci 100%. Cu toate că, din păcate, am avut în județ chiar organizații ale noastre care au semnat pentru grevă și au uitat să mai intre în grevă. Și aici te dau și exemplu, este ce problemă. Deci este vorba de școala Puganu și școala Movileni. Deci, deși trebuia să plecăm 100%, n-am plecat 100%, pentru că chiar în dimineața grevei am primit informare din partea acestor unități de învățământ că nu vor mai intra în grevă. Mă rog, era decizia dumnealor. De aceea m-a surprins cele spuse de domnul Ovidiu că domnul Năsui ar fi forțat să intre în grevă. Nu, n-am spus că am spus că a făcut presiuni în cancelaria școlii gimnaziare numărul 3. Și aici vă recomand să luați legătura cu doamna director Denisa Maican. Nu este împărbătezi în luptă, pentru că până la urmă și greva și conflictul de muncă este o luptă și alta este ceasul dumneavoastră că, mă rog, să purtați o discuție cu doamna director. Domnul Barbu, ați spus că nu depinde de doamna Ligia Deca, dar de cine depinde asigurarea majorării salarii? Doamna Arbăne, chiar nu vreau să comentez spusele doamnei fost și viitor ministru. Păi este deci, ministru ale... Nu, pentru că dumneavoastră sunteți mult... Domnul Barbu, ascultați-mă puțin. Pentru că dumneavoastră sunteți un om, un vechi lider de sindicat. Uns cu toate alifile, adică în sensul bun al cuvântului, adică pricepeți și subtitlurile și intertitlurile, numai puțin, și știți să traduceți o lege și o declarație. Domnul Barbu, știți să traduceți, este ministrul educației. Bun, o dăm deoparte pe doamna Deca. Cine va asigura majorarea salariilor profesorilor? Pentru că nu sunt bani, domnul Barbu, nu sunt bani, știți că nu sunt bani? Noi știm că sunt bani. Unde sunt? Asta e chiar o informație, o știre, Ovidiu. Unde sunt banii? Că sunt bani. Problema este că banii aceștia trebuie colectați, da? Evaziunea fiscală trebuie redusă și așa mai departe. Deci avem instituția ale statului care trebuie să se ocupe cu aceste trebuie. Cine face evaziune fiscală, domnule Barbu? Nu știu, nu e treaba liderilor de sindicat. În niciun caz, noi nu facem evaziune fiscală. Să fiți convinsă de treaba aceasta. Păi, la ora actuală nu sunt bani. Păi nu, se spune, dar nu că nu există. Dar de ce? Deci... Vă mai întreb dacă acea creștere... Da. Circulă informații că acea creștere salarială se află doar în nota de fundamentare și nu în ordonanța de urgență. A explicat-o. Nu mai luăm după Facebook. Cel 3, la capitolul 3 român. Domnul Barbu, eu vă întreb, de ce mă expun public aici și eu vă întreb pe dumneavoastră dacă este adevărat sau nu? V-am trimis-o, v-am direcționat-o în față, da? Deci, este ce am menționat la capitolul 3 român. Eram în timpul emisiunii când n-aveam timp să o citesc. În grilă, doamna Elena, așa, pentru că avem inclusiv colegi care nu au înțeles deci, modul de prezentare a salariilor în grilă, sunt prezentați coeficienții și cuantumul salariilor pentru debutanți, deci pentru gradația 0. Gradația 0 înseamnă 0-3 ani vechime, după care, știți foarte bine, există articolul 10 cu 4 în legea 153, unde... În cascadă, de succesiv, pentru cei care, normal, au vechime
în creștere, deci valoarea, deci valoarea salariului de bază deci crește. Deci prima dată la gradația 1 se înmulțește cu 7,5, după aceea pentru gradația 2 cu 5% și așa mai departe până când ajunge la gradația 5. Deci în grilă există deci salariul debutantului. Mi-ați ridicat mingea la fileu și ați spus că sunt mulți colegi de-ai dumneavoastră sau unii colegi de-ai dumneavoastră nu au înțeles. Vedeți, de-aia era bine să veniți în această emisiune și să explicați. Nu le-am explicat și am cerut aici. Încă o dată vă spun ce v-am spus și la telefon când am discutat cu dumneavoastră și acum 3 zile și astăzi de dimineață, dacă ați făcut față. Deci eu vă înțeleg perfect, da. Și chiar îmi cer iertare dacă cumva am abuzat. Dar atâta timp cât ați fost, v-a văzut toată lumea la televizor că ați fost la negocieri cu guvernul, dacă ați făcut față în această stare cu guvernul, care sunt foarte dure, adică ce vă făceam aici la emisiune? Că eram doar eu, nici măcar nu era Ovidiu, nu-l chemasem pe Ovidiu. L-am chemat pentru că n-a vrut nimeni să vină. După aproape o lună de zile de drumuri făcute așa și cu această stare care a apărut deci în ultima săptămână, deci este foarte clar că organismul decedează. Deci asta nu știu ce se înseamnă să faci aproape naveta zilnic, să vii la ora 11 noaptea, să te trezi. Dar nu m-am pus eu lider de sindicat, domnul Barbu. V-ați asumat această responsabilitate. Acum vă rog foarte mult. Deci încă o dată. Acum, dacă eu am această stare și n-am putut să vin în emisiune, asta înseamnă să judecați lucrurile? Nu, de aceea, vedeți? Mă rog, este problema dumneavoastră până la urmă. Vedeți, domnul Barbu, v-am sunat pentru că ne cunoaștem de atâția ani. Știți că încerc să păstrez un echilibru, dar în același timp am dreptul la opinie ca jurnalist. Și pot fi judecată sau nu, dată în judecată sau nu, condamnată sau nu. Nu este. Faceți cum considerați de cuvință. Dar am vrut să vă provoc, să știți. Am vrut să vă provoc. Mi-a acuzat liderii că nu i-a lăsat pe colegii mei să vină în emisiune. Dumneavoastră prezentați deci niște cifre care n-au nimic comun cu realitatea. Deci, care cifre? La ce cifre vă referiți? Vă prezint așa, deci după prima săptămână, deci am fost 88 din cei care au semnat, atenție, din cei care au semnat, că de exemplu într-un județ ca al nostru, deci noi puteam să avem în grevă din cei 4.049 de membri 100, da? Și în final se retrăgeau 5, însemna că rămânem cu 95, dar raportat la numărul de membri de sindicat însemna 2.35. Domnul Barbu, o ultimă întrebare, pentru că îmi pare rău, suntem chiar pe finalul emisiunii, dar înainte de a vă adresa întrebarea, vă mai adresez publico în momentul în care puteți să veniți ori la o emisiune realizată de mine, ori la o emisiune realizată de Ovidiu. Vă adresăm public această invitație și o să vă adresăm o invitație și în scris. Când am vorbit ultima dată, v-am spus, ați spus că o să veniți. Se poate la telefon, da? Exact, am spus, nu v-am spus? Ba da. Nu, da, să veniți aici. Să veniți aici pentru că sunt mai multe de discutat. Domnul Barbu, noi nu suntem neapărat specialiști. Noi suntem moderatori și v-am spus. De aia chemăm, că am putea să vorbim singuri o oră întreagă. Da. Acum am vorbit singuri, nu din vina noastră, să știți. Da, și e posibil să fi spus multe lucruri eronate și consider că am procedat foarte corect, că v-am sunat. Momente de slăbiciune, momente de boală, deci asta este. Vă doresc să vă însănătoșiți cât mai repede, să fiți bine și înainte. Deci, după o să vă trimit și rețeta, vă trimit și... Domnul Barbu, n-am nevoie de vă cred. Deci, haideți să nu lungim pe tema asta. Suntem încă în viață, respirăm amândoi și eu vineri mă duc la București să mă operez. Ce vreți acum? Vorbim despre lucruri personale? Poate ne întâlnim pentru că și eu și vineri am o programă. Da. Haideți că nu rezolvăm, nu spunem lucrurile personale la televizor, nu ocup timpul cu chestia asta. Are o video întrebare și după aceea finalizez cu întrebarea mea. Ovidiu, te rog. Vreau să vă întreb cum comentați acuzațiile care au apărut din partea profesorilor, membrii de sindicat SIP și care v-au strigat trădare. Mă rog, este dreptul fiecăruia să creadă ce dorește. De ce v-au strigat trădare? De ce v-au strigat? Eu am conștiința împăcată că am făcut tot ce a depins de mine în așa fel încât lucrurile să se finalizeze cum trebuie. Iar în legătură cu statistica, cu evoluția statisticii la OLT, de SIP OLT, după prima săptămână a avut 88-85%, după a adică? Săptămână 68%. Da? Deci,
mai rămâneam de greviș. 68,25%, iar ultima statistică, mă rog, ultima centralizare care s-a făcut chiar în dimineața suspendării grevei a fost de 58,2%. Este practic. La nivelul federal... 52,8? Nu 58,2. 58,2. La nivelul Federației Noastre, din cele 49 de organizații, pentru că sunt județe cu două organizații, Oltul fiind printre, mă rog, județele cu o singură organizație afiliată la sindicat, la Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hared, da, deci numai 4 au avut procente peste 50%. Deci Oltul, Hunedoara, Galați și Mureș. Da? Domnul deci, Barbu, îmi pare rău că emisiunea asta... Eu care am fost, deci, odată în Comitetul Național de Grevă, greva fiind declarată de cele două federații, deci Federația Noastră și Federația Sindicatelor... Asta le știm, da. Așa, și deci aceasta este deci realitatea. Mă rog, știți foarte bine că... Domnul Barbu, astăzi ați făcut niște vizite să discutați cu niște colegi de-ai dumneavoastră. Care e starea în rândul colegilor? Dar după orice conflict de muncă există 95% mulțumiți, există 5% nemulțumiți din diverse motive. V-a acuzat în continuare de trădare și eu nu spun. Eu, știți ce vă mai întreb? Vă mai întreb dacă au trădat liderii de la nivel național sau liderii județeni. Nu există așa ceva. Cu asta, cu trădarea, deci... Deci nu are nimic comun cu realitatea. S-a făcut un compromis? Poftiți, atunci folosesc un cuvânt soft. Eu fac parte și categoria trădătorilor. Problema este felul următor. Domnul Barbu, numai puțin. Domnul Barbu, ascultați-mă. S-a făcut un compromis? Nu. Din care veți pierde? Atât timp. Păi nu, dacă noi nu suspendam, deci faptul că în momentul de față greva este suspendată, ne dă posibilitatea ca în permanență să fim cu ochii pe cei care urmează să vină la guvernare, în așa fel încât nu numai ceea ce deja s-a legiferat, dar și ceea ce s-a promis să... Adică, ca să vă întreb eu direct, nu v-a dat ciucă, dar o să vă dea ciolacu? Adică, ce creștere? Păi ați spus cu cei care vor veni la guvernare. Deci nu v-a dat ciucă, dar o să vă dea ciolacu? Eu asta vă întreb. Ca să știe și colegii dumneavoastră. Deci grila a fost asumată inclusiv doamna Elena. Deci la discuțiile noastre, cea mai mare parte a participat inclusiv președintele Camerei Deputaților, președintele PSD-ului, domnul Ciolacu, deci în varianta că se știa dacă o să fie viitorul prim-ministru. Deci eu v-am întrebat ceva, puteți să răspundeți direct? Nu v-a dat ciucă și o să vă dea ciolacu? Dar cu cei 6% din PIB, cum a rămas? I-ați obținut și pe ăștia? Nu m-am împăcat, n-am nicio treabă cu partidele politice, n-am făcut... Domnul Barbu, știu asta. Eu v-am întrebat direct, nu v-am acuzat de nimic. Despre ce vorbim? Așa. Deci nu v-a... Înțeleg. Atunci fac o afirmație, nu e o întrebare. Deci nu v-a dat ciucă, dar o să vă dea ciolacu. Bine, domnul Barbu, o să îmi trăi și o vedea. Dar cu cei 6% din PIB, cum este? Ați renunțat la ei? Ce anume? Alocarea a 6% din produsul intern brut pentru educație. Deci, în viitoarea lege a educației învățământului preuniversitar, deci nu mai există prevederea 6% din PIB, ci 15% din bugetul general consolidat, care în procent înseamnă tot în jur. Nu, vedeți, dacă nu vă informați, vă documentați, înseamnă tot între 5 și 6% din PIB. Degeaba am avut noi de 10 ani. Domnul Barbu, vă purtați acum ca un politician. În loc să răspundeți la o întrebare, începeți să mă acuzați că nu sunt informată. Păi de-aia vă sun pe dumneavoastră ca să ne informați. Dar este vorba de o nouă formulare, deși anume 15% din bugetul general consolidat, care dacă raportăm la PIB, înseamnă între 5 și 6% din PIB. Când se va da? Când? Problema este în felul următor. Când se vor da banii ăștia? 6% din PIB de 10 ani. Iar știți foarte bine, într-un singur an am avut aproape de 4%, anul acesta fiind numai 2,1% din PIB. Aștept răspunsul. La ce anume? La ce v-am întrebat. Când va fi? Păi nu, dar greva este suspendată, doamna Elena. Bine. Bine, domnul Barbu. Deci veniți la Ovidiu dacă nu veniți la mine, că eu mă operez, da? Lipsesc vreo lună. Am anunțat pe cale publică, dar nu mă operez la cap, mă operez la picior, să știți.
Deci atunci când... Și să vă spun ceva, și dumneavoastră ca și colegii de la, colegii dumneavoastră, lideri de sindicat de la București, cășunați pe presă, presa este de vină. Nu cășunăm pe presă, ba da. Dar este bine să, bine, să ne respectăm și să... Haideți, trageți o concluzie, vă rog frumos, spuneți-le, transmiteți-le un mesaj colegilor dumneavoastră. Că... mulțumesc tuturor colegilor mei care au rezistat, deci cele trei, peste trei săptămâni. De asemenea, mulțumesc... Și care nu-și vor primi salariile, nu? Că, apropo, stați un pic, că mai am o întrebare. Florin, scuză-mă, 30 de secunde. Știți ce spun, știți ce vorbesc cu oamenii? Să le plătiți dumneavoastră de la sindicat salariile care balta pește. Citez și știți foarte bine că circulă, deci, pe grupuri. Deci noi nu avem prevăzut în statut, deci, o astfel de facilitate. Sunt alte facilități pentru membrii de sindicat. SIPOL, dacă iarăși trebuie să se știe, este sindicatul care reține cea mai mică cotizație, deci conform legilor care au fost și acum 367, ultima lege a dialogului social, cotizația maximă dedusă din impozit este de 1% din venitul brut. Cotizația pe care o reținem noi este 0,5% din... Bine, domnul Barbu, majorați cotizația că au de unde să plătească dacă le măriți salariile și atunci o să aveți... Trebuie să aveți în vedere și acest lucru, ca în cazul... Ascultați-mă, trebuie să aveți și acest lucru în vedere pentru că, continui să spun că li s-a pus pumnul în gură pentru că nu-și primesc salariile pe perioada grevei. Asta este clar și oamenii au nevoie de bani. Asta e situația. De asta s-a suspendat greva. S-a suspendat. S-a... Mă rog, este final. Punctul meu de vedere. Da, este punctul meu de vedere. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc și sănătate multă și sper să ne vedem cu bine. O seară bună. Ovidiu... Nu mai e rost de concluzii. Am făcut-o de oaie, da? Da. Am deranjat. Tu vei fi la ora de educație, eu iau o pauză de cel puțin o lună. Oameni buni, asta a fost emisiunea Perfectul Simplu din această seară. Dacă vă e drag, o vedeți în reluare sâmbătă la ora 18. O găsiți și pe YouTube și pe site-ul nostru www.oltv.ro. Aveți grijă de dumneavoastră și să ne revedem cu bine!